La începutul anului 1950, numărul de locuitori din țara noastră depășea cu puțin 16 milioane. Numărul locuitorilor țării noastre a crescut până în anul 1990, când ajunsese la aproape 23,5 milioane. Apoi, acest număr a început să scadă vertiginos, ajungând la 19,3 milioane în 2019. De ce credeți că a crescut numărul de locuitori din România între 1950 și 1990? De ce este acesta în scădere după 1990?